Bun găsit, a fost nevoie de două reportaje ale Realitatea TV pentru ca autoritățile să se autosesizeze în cazul grădiniței din satul Feldioara, comuna Tănăsoaia. Odată ajunși acolo, inspectorii Direcției de Sănătate Publică Vrancea au descoperit mai multe nereguli, cea mai gravă fiind faptul că grădinița nu avea autorizație de funcționare și nici nu solicitase acest lucru înainte de a începe activitatea. Motivul era lipsa apei potabile, lipsa instalației de canalizare a grupului sanitar. De altfel, întreg satul Feldioara nu beneficiază de o rețea centralizată de apă potabilă. În această situație, grădinița era nevoită să utilizeze apă păstrată în bidoane de plastic pentru curățenie, pentru igiena copiilor și pentru grupul sanitar. Ca urmare, inspectorii DSP au dispus mai multe măsuri, printre care demolarea toaletei insalubre din curte, dar și asigurarea cu apă rece, apă caldă și apă potabilă a grădiniței. De asemenea, instituția de învățământ a fost sancționată cu avertisment.